Adrian Bumbescu a fost fundașul de fier al Stelei anilor 80, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei și a mai jucat o finală în această competiție europeană intercluburi. Bumbi avea calități fizice remarcabile, plasament, spirit de sacrificiu și un joc excelent de cap. De asemenea, avea o reputație de dur. Potrivit gsp.ro, alături de Tudorel Stoica, a fost primul fotbalist român care a câștigat 7 titluri de campion, unul cu Universitatea Craiova, unul cu Dinamo și 5 cu Steaua. A mai câștigat și 6 cupe ale României, 5 cu Steaua și una cu Dinamo. Una dintre dezamăgirile suferite în carieră a fost aceea că nu a evoluat contra Danemarcei în meciul care a dus calificarea la Cupa Mondială din 1990, deși cu o seară înainte, Emerick Yeney îl anunțase că urma să fie titular.